Un fost consumator de droguri ne relatează drama prin care a trecut în urmă cu câțiva ani. M-a apucat de droguri la 18 ani. Din curiozitate, apoi mi-am dat seama că îmi plac, apoi mi-am dat seama că nu e bine ceea ce fac și apoi am ajuns la centrul ăsta. Acesta are și un sfat pentru adolescenții teribiliști. Să nu ai pe curiozitate similar pe care nu. Să nu încerci. Pentru că de tine uiți de viață, uiți de tot și nu-ți mai pasă de nimic. Trăiește-ți viața fără droguri. Acesta este mesajul autorităților lansat astăzi de Agenția Națională Antidrog într-un parc din capitală, cu prilejul Zilei Internaționale împotriva traficului și consumului de substanțe interzise. Ultimul studiu în populația generală ne arată că în continuare România este sub media europeană a consumului de droguri, dar în același timp consumul de cannabis și consumul de heroină ocupă principalele locuri. Și din acest punct de vedere, aceste activități de prevenire și de asistență trebuie să fie îndreptate în acest sens. În ceea ce privește consumul de substanțe noi cu proprietăți psihoactive denumite impropriu etnobotanice, la nivelul țării se observă o stabilizare. Acest lucru este datorat în special închiderii tuturor magazinelor care comercializează direct aceste produse.